seara din nou, dragii mei, bună seara din nou, dragile mele, bine v-am regăsit, am făcut puțină lumină, bine v-am regăsit la Horoscop cu Auroscop, cartea călăuzitoare pentru ziua de mâine 8 noiembrie, spune cam așa, atenție mare, nu, condițiile nu sunt favorabile acum pentru orice v-ați gândi, pentru orice ați întreprinde. Așteaptă, caută alte opțiuni și roagă-i pe ghizii tăi spirituali să te ajute, să te călăuzească sau să te susțină în toate lucrurile pe care le-ai de făcut. Pentru zodia Berbec, timpii îi aveți scriși în descrierea generală a acestui clip, ținând cont de intro-ul acela de 8 secunde. Practic, la minutele pe care le scriu eu, mai adăugați încă 8 secunde ca să vă duceți exact la ceea ce vă doriți. Pentru zodia Berbec, mâine este o zi extrem de provocatoare, este o zi a schimbărilor. Este imperios necesar să vă protejați puțin, pentru că vă veți afla probabil încă de la primele ore ale dimineței într-o competiție. Dacă vorbim de planul acesta al carierei, fiți perseverente în tot ceea ce faceți și depistați persoanele care vor să vă bage bețe în roate. Posibil să vă găsiți mai pe tot parcursul zilei într-o poziție de apărare. Dacă sunteți într-un conflict de muncă sau în fața unei instanțe de judecată, apărați-vă convingerile, pentru că vor fi luate niște decizii imparțiale, decizii obiective, adică nimeni nu o să fie împotriva voastră. Deși voi sunteți așa cumva într-o postură de apărare, probabil că aveți senzația că toată lumea este împotriva voastră, nu va fi așa. Posibil să intrați mâine în legătură cu persoane din zodia Leu Săgetător și din zodia voastră, evident. Probabil că este o zi în care s-ar putea să vă cam luptați așa pe tot parcursul ei cu toată lumea sau aveți această poziție de luptător, de luptătoare. Posibil să primești o veste importantă. O veste importantă care are legătură cu faptul că vei reuși să dovedești sau angajatorii tăi sau colegii tăi sau prietenii tăi sau cineva din familia ta își dau seama că ai dreptate, cumva demonstrezi tuturor că ai dreptate. Practic te lupți, ai senzația că te lupți cu morile de vânt, dar până la urmă lumea te va lua ca exemplu. Adică mâine probabil că o să fie o zi destul de apăsătoare. Ai senzația că nu ești înțeles, că nimeni nu îi rezonează cu tine, tu știi foarte bine că ai dreptate, însă ce crezi? Spre seară ți se va da dreptate și poți să respiri ușurat sau ușurată. Încearcă pe cât posibil să fii ancorat în realitate, să fii foarte bine înfipt sau înfiptă cu picioarele în pământ, indiferent de ce se întâmplă pe lângă tine, să fii în echilibru, pentru că și nu lăsa pe nimeni să ia hotărâri în numele tău sau să intre cumva în viața ta, să își povestească propriile drame și să te abată pe tine de la drum. În sfârșit, spune nu acolo unde este cazul, dacă nu vrei să vezi pe nimeni, pentru că trebuie să te focusezi cumva pe o anume situație ca să o duci la capăt. Este o situație în care te vei lupta destul de mult, dar va trebui să o duci la capăt. Taur 0440. Da, berbecii sunt foarte, foarte așa, se luptă. Au senzația că se luptă cu moile de vânt. Pentru tauri, dragii mei, tauri, progres, așa că aveți încredere.
veți avea o victorie, o recunoaștere publică, s-ar putea să intrați în nu neapărat conflict, anumite discuții cu o persoană din sau persoane din zodia Leu, Săgetător și Berbec. Însă cred că sunt lucruri care vin și trec, nimic îngrijorător. Probabil că sunt destul de multe persoane care nu vor să avansați dacă ne gândim la locul de muncă. Să nu fiți neapărat văzuți așa cu ochii buni, pentru că veți avea, chiar începând de, cu ziua de mâine, un avans, așa, veți lua un avans sau chiar un avans din punct de vedere financiar, chiar o recunoaștere publică, cum spuneam, sau poate o recunoaștere în bani, cineva vă mărește salariul sau obțineți un venit suplimentar. Este posibil să vă mutați sau să hotărâți să vă mutați, chiar să avansați, mă rog, din punct de vedere ierarhic în cadrul serviciului vostru sau să vă mutați dintr-un serviciu în altul, dar mult mai bine plătit. Este vorba despre progres, deci avansați foarte mult mâine și aveți această victorie pe care o așteptați de mult și care vă propulsează așa foarte, foarte înainte. La fel și voi veți primi vești importante. Asigurați-vă că o primiți cum se cuvine, iar dacă este vorba despre vreo promovare sau o am un lapsus. O propunere în acest sens, asigurați-vă că nu o ratați, că nu treceți pe lângă ea, o analizați și când este cazul o și aprobați. Totul este să nu vă grăbiți, pentru că mâine nu este, mâine pare a fi o zi apăsătoare pentru majoritatea semnelor zodiacale. Deci mâine ar fi bine totuși să, indiferent de orice propunere, orice ce ofertă, încercați pe cât posibil să nu vă aruncați o capul înainte, pentru că s-ar putea să nu fie chiar mâine imperios necesar să semnați niște acte sau să vă aruncați capul înainte. De asta zic, pentru că e foarte, foarte apăsătoare și din punct de vedere atmosferic și din punct de vedere al energetic. Voi vedeți-vă de obiectivele voastre. Mă rog, mai sunt pe aici, pe acolo, niște persoane care revendică acest drept pe care voi îl câștigați, poate și în cadrul familiei, dacă aveți un proces de succesiune sau ceva, mai există niște persoane care spun, ba nu, stai că e al meu dreptul ăsta. Sau. De asta s-ar putea și la voi să fie genul acesta de conflict, probabil în fața unei instanțe de judecată sau un soi de conflict, dar până la urmă veți avea succes, nu lăsați o vina să stea în calea succesului vostru, pentru că voi s-ar putea să ziceți până la urmă, știi, hai să las de la mine totuși, că nu vreau ceartă, nu mai vreau conflict, nu mai să las de la mine. Până la urmă nu aveți nicio vină, este dreptul vostru pe care îl câștigați, indiferent despre ce drepturi vorbim, că sunt bănești, că sunt emoționale, este dreptul vostru, luptați pentru el, nu vă învinovățiți și mai ales nu lăsați această vină să stea în calea fericirii voastre. Pentru zodia Gemeni 08-28, haideți să vedem energia zilei de mâine, 8 noiembrie. Pentru voi, dragii mei Gemeni, voi cred că descoperiți un secret, descoperiți un mister, pentru că voi sunteți mâine așa un soi de Sherlock Holmes și cred că aveți cumva o, cum să vă zic, al șaselea simț nu o să vă joace feste. Descoperiți pe la serviciu o prietenă sau un prieten care de foarte multă vreme v-a tot băgat bețe în roate, probabil foarte apropiat, care în față vorbește foarte drăguț, iar în spate nu. Și atunci, pentru că aveți un năsuc fin, s-ar putea să depistați această persoană și să o puneți în fața unui fapt împlinit, astfel să nu, încât să nu mai poată să nege faptul că în foarte multă vreme nu a făcut altceva sau s-a preocupat foarte mult în ultima vreme să încerce să vă disponibilizeze sau să vă pună o vorbă rea, tocmai pentru
a fi mai puțin plătit sau plătită sau pur și simplu pentru a vă da afară. În planul emoțional, reechilibrare între un el și o ea, cred că este vorba despre o fază de unitate, uniune. Dacă spre seară vă întâlniți la o petrecere, la un team building, la o întâlnire cu colegii, acolo s-ar putea, mai ales gemenii singuri, să întâlnească pe cineva. În orice caz, spre seară apare o pereche, un el și o ea, cu o tatonare a terenului, cu o bănuială cumva că el sau ea ar fi posibil să se implice într-o relație cu voi, un flirt, de ce nu? Aveți nevoie să auziți, aveți nevoie să ascultați, aveți nevoie de interacțiune, de schimb de mesaje. Există cineva care deja se gândește de foarte multă vreme la voi și veți primi niște răspunsuri. Aici secretul vine din partea unui admirator. Nu știți și cu intuiția voastră foarte, foarte dezvoltată, s-ar putea să depistați cine este acest admirator secret. Cu care urmează, în foarte multe cazuri, să schimbați impresii. Înaintea voastră, să știți că urmează o perioadă de evoluție, de creștere, de dezvoltare emoțională și carieristică. Pentru zodia RAC, 11-36, energia zilei de mâine, 8 ianuarie. Ei, voi aveți o zi în care renașteți așa din toate punctele de vedere, vă revine cheful de distracție, de socializare, noi începuturi și o importantă schimbare care vă metamorfozează total. Posibil să intrați să intrați. Doamne, deci nu știu ce tot am avut astăzi, am avut niște blocaje din astea verbale, probabil că na, și vorbesc foarte mult în fiecare zi. Să intrați în contact, mulțumesc, cred că mi-ați transmis telepatic, să intrați în contact cu persoane din, în primul din zodia Scorpion, apoi ceva mai puțin Pești și Rac. Este posibil mâine să mergeți într-o călătorie, să vă plimbați prin parc, să aveți tot felul de sosiri, plecări, agitație multă din punct de vedere al îndeplinirii anumitor responsabilități, să spunem, pe care le aveți mâine. De asta sunteți în unele cazuri și foarte agitați, să vă plătiți ratele, să vă plătiți facturile în sfârșit, dar partea bună este că pe acolo, pe unde vă plătiți voi facturile și gazele și așa, s-ar putea, prin călătorii de la acestea mititele, să apară cineva care încearcă să sosească cineva cumva, cineva care vă va merita atenția, vă va atrage atenția și merită să întoarceți capul cumva, sau merită să-i răspundeți la o întrebare, merită cumva atenția voastră și s-ar putea să vă tușeze, să vă atingă cumva cu o chestie faină, vă puneți cumva un semn de întrebare. Ce este cu această persoană? Există posibilitatea și unei regăsiri cu persoane din clasa a doua, de când erați copii, regăsiri din, nu știu, anii, copilărie, adolescență, nu l-ați mai văzut de mult. O întâlnire accidentală ce ar putea conduce către o întâlnire la o cafea și de acolo să depănați amintiri și din amintire în amintire probabil să renașteți această relație. De ce nu? În orice caz, este o schimbare importantă care vine. Posibil că ar putea să fie nevoie să renunțați la relațiile nesănătoase pentru că intrați într-o fază majoră în viața voastră.
se încheie o etapă importantă în viața voastră, bineînțeles, prin renunțarea unor relații toxice, însă se deschid ușile noilor începuturi. Încercați ca recomandare din partea Universului să dați drumul lucrurilor incerte, confuze, relații, în sfârșit, și să vă setați pe tot ce înseamnă un nou și proaspăt început. Deci este o schimbare majoră de care aveți nevoie și care vă transformă total. Deci poate să fie chiar o schimbare de locuință, dar dintr-un oraș în altul, dintr-o țară în alta, dintr-o mutare, de exemplu, într-o relație în alta. Mâine, schimbare extraordinară. Leu, 15:55. Cum arată energia zilei de mâine pentru voi? Horoscopul zilei de mâine pentru zodia Leu. Leu, Leu, paraleu. Hai să vedem. Mâine s-ar putea să aveți o pornire nebună de a cheltui mai mulți bani decât produceți în unele cazuri. Aveți chef de cheltuieli. Foarte bine faceți, foarte bine. E și o terapie, deci stați liniștite că odată la nu știu cât ne este permis și nouă să ne facem de cap. Doar să aveți echilibru, pentru că s-ar putea să deveniți lacomi. Posibil ca mâine să deveniți de asemenea extrem de posesivi. Intrați în contact cu tauri, capricorni, fecioare. Mâine cred că vă dezvoltați mai mult pe partea aceasta, sau vă dezvoltați latura aceasta materială mai mult, sau deveniți foarte materialiști. Și în discuțiile pe care le veți avea sau pe care le veți începe cu anumite persoane, la bază s-ar putea să stea tot aspectul acesta material. Și există și varianta să comunicați cu cineva pe rețelele de socializare și să vă intereseze mai mult partea aceasta materială. Ok, ne înțelegem, suntem foarte bine, dar până la urmă dragostea trece prin stomacul. Are și el ceva, adică să vă interesați, sau ea. Adică are și el acolo... În sfârșit, dispune de ceva, sau tot eu trebuie să mă lupt în continuare pentru, mai ales în cazul leoaicilor, sau leoaica zice, tot eu trebuie să mă lupt ca să întrețin familia sau relațiile. Leoaica s-a cam săturat așa să muncească, să întrețină, să alerge, să se zbată, să știți. Și mâine cred că are așa o predispoziție în sensul acesta, să... conteze cumva, să fie, cum să fie orientată mai mult către a pune întrebări de natură materială în relațiile pe care posibil să le înceapă mâine. De asemenea, există posibilitatea ca fiind angajat să înceapă o discuție de negociere salarială cu angajatorii, doar aici să aveți grijă, pentru că ei s-ar putea să devină lacomi, s-ar putea să ceară mai mult și din cauza asta se întâmple niște certuri. Deci să propună cumva să-i se mărească salariul în unele cazuri. Adică și peste tot să ceară mai mult. Și dacă face un împrumut, să ceară mai mult. Inițial să spună, ok, vreau o anumită sumă, când ajunge să aibă acel răspuns afirmativ, da, știi, în loc de 10.000 nu poți să-mi dai 15 sau... Și atunci este foarte este foarte fină bariera aceasta în care se trece de la ofertă la conflict, știți? De asta trebuie să fiți atenți, pentru că, exact cum spune și energia generală acestei zile, nu prea sunt condiții favorabile în anumite situații, știți? Adică nu e favorabil, nu e o condiție favorabilă să cer mai mult decât e cazul sau în sfârșit. Aici să aveți puțină atenție, de asta este necesar un echilibru financiar.
La fel ar fi foarte important să aveți grijă de finanțe mâine, că toți sunteți puși pe cheltuială sau de economiile pe care le aveți, pentru că resursele par a fi limitate. Încep așa ușor, ușor să scadă și atunci e bine să puneți niște bănuți deoparte. S-ar putea să aveți niște dificultăți în a vă încrede în oameni, s-ar putea ca cineva să vă trădeze, da, e urâțel, dar asta e, să vă trădeze, să vă pună la încercare încrederea, bineînțeles, și din cauza aceasta s-ar putea să nu prea vă purtați foarte bine, adică să se iște niște conflicte, pentru că s-ar putea să spuneți niște adevăruri lipsiți sau lipsite de tact. În sfârșit, pe bună dreptate, în unele cazuri. Atenție la conflicte. Pentru fecioară, horoscop 8 noiembrie. Vreau să iau doar o carte, s-au întors trei. Fecioară, 8 noiembrie. S-au întors două. Asta este, le luăm pe amândouă. Mâine există, mai ales în primele ore ale dimineții, există un haos total. Dar nu vreau să vă spun că nu este nimic de speriat. S-ar putea să nu vă iasă chiar tot ceea ce vă doriți mâine. De aceea există foarte multă lipsă de orientare, de direcție. Atenție să nu vă rătăciți. Dacă vă duceți într-un oraș nou, dacă fugeți într-o țară nouă, dacă aveți de dus undeva, știți că aveți de dus la un interviu, trebuie să ajungeți într-un timp util undeva. În sfârșit, încercați să plecați din vreme, pentru că s-ar putea să, să rătăciți, să vă rătăciți. În sfârșit, sau orientați-vă după GPS, dar în sfârșit, dacă aveți de ajuns, încercați să nu vă rătăciți. De asemenea, încercați să nu rătăciți acte, să nu rătăciți carduri, să nu vă uitați ceva prin mașină, carduri, prin bancomate și așa mai departe, s-ar putea să pierdeți așa lucruri. O nouă oportunitate s-ar putea să fie blocată din cauza unor decizii nefericite pe care le luați. Probabil că sunteți deconectați, sunteți desprinși cumva de realitate din cauza unei pierderi și atunci poate să fie o pierdere în relație, pierderea, orice pierdere, v-am zis, atenție să nu pierdeți acte și atunci din cauza asta s-ar putea să nu ajungeți la timp, să pierdeți o oportunitate. Asta este grosso modo. Dacă se întâmplă, de exemplu, să pierdeți vreun lucru, să uitați cheia în poartă, să vă întoarceți sau în ușă sau în sfârșit orice pierdere, este un semn că nu este bine să începeți ceva nou. Încercați să vă dați un pas înainte și să reflectați asupra unei oferte, asupra unui job. De asta spun, are legătură, vedeți, are legătură cu nu sunt condiții favorabile mâine, în general, de a începe ceva nou. Această carte, mă rog, întoarsă nebunul acesta întors, chiar din cărțile de tarot, vă avertizează cumva că nu sunteți într-o poziție în care puteți avea avantaj. Și aici atenție la partea aceasta de tranzacționare, de semnări de contracte, de împrumuturi și așa mai departe. Și cumva nu sunteți în avantaj mâine. De mâine încolo, în sfârșit. Încercați să fiți atenți pentru că este doar o, cum să vă zic, un pic de haos mâine. Și asta se întâmplă, să știți, la majoritatea semnelor zodiacale. Deci nu, încercați să stați un pic liniștiți, să nu vă avântați, chiar dacă vi se par așa niște oferte pompoase și pe care nu puteți să le, mai ales financiare, nu puteți să le refuzați. S-ar putea să intrați în contact cu Taur, Fecioar, Capricorn, Vărsător, Gemeni și Balanță. Însă,
spre final, deveniți cumva logici, practici și dacă în sfârșit știți ce să faceți cu această informație, mai ales din punct de vedere financiar, nu acceptați oricum orice ofertă, spre seară vă simt, vă văd într-o poziție de securitate, securizare financiară. De asemenea, există posibilitatea unor discuții în a deveni independent financiar. Se prefigurează cumva începerea unui afaceri pe cont propriu, dar în general nu mâine. Deci mai bine discutați, faceți planuri, dar să, mă rog, decizi. Sigur, liberul arbitru vă aparține. Deciziile, încercați să nu le luați, cum s-ar putea să blocheze această oportunitate. Pentru balanță, 25-55. Haideți să vedem cum arată energia zilei de mâine, 8 noiembrie, pentru balanțe. Horoscop 8 noiembrie, pentru balanțe. Mâine s-ar putea să intrați în contact cu zodia voastră, cu balanță, cu fecioară, cu taur și cu capricorn. Cred că există o... S-ar putea să vă întristați puțin din cauza unei lipse de onestitate. Oricineva vă minte, ori... încearcă să termine o relație cu voi, să vă înșele, să vă înșele așteptările, să vă decepționeze. Încercați pe cât posibil să prioritizați absolut tot în viața voastră, pentru că în ultima perioadă s-ar putea să vă fi pus sufletul pe tavă, mai ales pentru persoane, joburi care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu voi. Este un moment extraordinar pentru a face o schimbare extraordinară plecând de la voi către exterior. În primul rând, ar fi absolut necesar să vă reevaluați pe voi, să vedeți, să vă reprioritizați cum ar veni și apoi să nu lăsați garda jos, adică nu acceptați orice și în niciun caz din partea unor persoane pe care abia le cunoașteți sau pe care în sfârșit cu care ați interacționat în ultima vreme. Practic, orice vi se pare că nu este la locul lui din punct de vedere al jobului sau orice discuție, orice ofertă, orice tensiune creată, tăiați-o de la rădăcină. Pentru că, în sfârșit, asta vă asigură o liniște emoțională și mentală, bineînțeles. Nu reacționați, adică nici să duceți în extremis tot, nu reacționați pe moment, ce e în gușă și în căpușă. Mâine sunt destul de multe lucruri de plată, plătit, dus la termen, deci încercați să nu săriți anumite termene, termene de plată sau, nu știu, depunerea actelor, există niște termene limite, încercați să nu săriți sau să întârziați în sfârșit, ori să nu întârziați pe la serviciu. Și există posibilitatea să vă luați noi responsabilități care s-ar putea să vă copleșească. Adică este foarte bine să fii ocupat, este foarte bine să ai foarte multe responsabilități acasă, la serviciu, însă s-ar putea să te copleșească. De aceea, probabil că n-ar fi tocmai minunat, bine, asta dacă vi se impune, n-aveți ce să faceți, dar nu ar fi minunat, tocmai minunat, să luați mai mult de muncă, pentru că vreți să demonstrați că sunteți mai buni la serviciu. Pentru că asta nu face decât să vă destabilizeze puțin, să vă dezechilibreze, să vă extenueze din toate punctele de vedere. N-aveți ce să demonstrați. Faceți-vă treaba, pentru că oricum, și dacă munciți de 7 ori mai mult, nu o să vă ia nimeni, nu o să vă ridice nimeni statuie. Pentru zodia Scorpion, 29-30. Pentru voi,
Voi cred că aveți succes mâine, vă vin noi idei, foarte multe lucruri le veți vedea cu claritate. Cred că este vorba despre destul de multe documente pe care urmează să le semnați. Sunt oportunități, noi oportunități, câte două, așa, două lucruri de făcut, două călătorii pe care trebuie să le urmați, două chestiuni care vă apar și, în sfârșit, tot așa, va trebui să vă prioritizați. Încercați pe cât se poate să cum să vă zic, aceste oferte sunt foarte bune ambele. Adică nu știu dacă ați putea să luați o decizie, una în favoarea celeilalte. Încercați cumva, spune acest mesaj, să împăcați și căprița și vărzica. De asemenea, există posibilitatea să mâine să existe o situație în care va trebui să vă faceți frate cu naiba ca să treceți puntea. Asta gândindu-ne la niște semnări de contract, negociere, nu știu, poate vreți să tranzacționați ceva, să vindeți, să cumpărați. Și atunci, în sfârșit, va fi nevoie să asumați un contract de muncă și atunci va trebui să fiți puțin, în sfârșit, șmecheruți, tocmai ca să împăcați pe toată lumea. Toată lumea va trage de voi mâine și pentru un ajutor. Un semn clar primiți mâine de angajament. Pentru un angajament nou, posibil, așa că simțiți-vă liberi să săriți, cum ziceți, jumping, să acceptați, în sfârșit, foarte liniștit, această nouă sau nouă și următoare oportunitate cu brațele deschise. Cineva mâine vă ține companie și vă inspiră extraordinar de tare în drumul vostru spre fericire. Asta s-ar putea să fie vorba, s-ar putea să cunoașteți pe cineva la un nou loc de muncă. Pentru săgetător 3205. Cum arată ziua de mâine? Ia uite, pentru săgetătorii care vor intra mâine în contact cu berbeci, cu lei și cu săgetători, cu voi, săgetători. Mâine sunteți puțin lipsiți de energie, cumva, nu prea aveți chef de distracție, sunt anumite întârzieri și cred că vreți voi cumva să rezistați schimbărilor. Vă cam puneți așa contra curentului mâine. Nu vă precipitați și în niciun caz nu, sigur, la fel, nu vreau să vă sperii, încercați să stați cât mai departe de călătorii, de drumuri, de plimbări, în sfârșit, tot ce ar însemna călătorii periculoase, în sfârșit. Că, na, poate vreți să urcați mâine pe munte și mâine pe munte e frig. Glumesc, bineînțeles. Deci, cumva, nu vă precipitați să vă așterneți mâine la drum, dacă este posibil. Dacă mâine nu se poate și nu se poate și trebuie să vă îndepliniți aceste responsabilități, bineînțeles, nu contează. Mergeți unde aveți de mers. Însă, mă rog, în echilibru, adică dacă aveți de mers cu mașina nu știu unde, mergeți în limita legală. S-ar putea să fie vorba despre niște amenzi în sfârșit, de circulație. Nu forțați lucrurile, pentru că toate lucrurile se vor întoarce foarte frumos în favoarea voastră. Deci, mâine există și posibilitatea să fiți ușor nesăbuiți, nesăbuite. Asta ar însemna și asta. Mă gândeam așa la partea aceasta cu călătorile. Să fiți nesăbuiți, nesăbuite, pentru că nu aveți ce să faceți din plictiseală, nu știu, să vă grăbiți să faceți ceva și cum graba strică treaba, s-ar putea să vă treziți cu amendă de circulație. Gata, am zis-o. Capricorn, 34-23. Sau să traversați nepermis, prin locuri nepermise, să vă vadă nenea polițistul, să vă dea amendă. Pentru Capricorn,
Ei, mâine, mi se pare că aveți o stare și voi, dragii mei, așa, cumva de, nu tristețe, n-aș putea să spun, așa, negativă, ușor negativă, pentru că s-ar putea să vă doriți foarte mult și cu ardoare ceva și să nu reușiți să intrați în posesia acestui bun pe care vi-l doriți de mult sau, în sfârșit, ceea ce vă doriți voi ca situație. Poate să fie și o situație în iubire. Dar ceea ce pot să vă spun este că chiar dacă mâine nu, situația este confuză, multe lucruri sunt confuze, poate și anxietate, negativitate, iese soarele pe strada voastră. Deci aveți aici, ia uite, soarele. Așa că până la urmă, soarele iese pe strada voastră. Este o perioadă în care s-ar putea să fie, v-am zis, să nu se clarifice foarte tare lucrurile mâine, însă încercați să stați pe lângă oameni pozitivi. Ceva nu știți deocamdată, aveți senzația că vi se ascund lucruri și nu puteți să dați înainte din cauza acestui lucru. Vi se ascund lucrurile întârzie, sunt tot felul de întârzieri și asta vă împiedică să mai aveți încredere că veți putea avea acel lucru sau să vi se îndeplinească o anumită dorință cu ardoare. Există o persoană pe care s-ar putea să o întâlniți mâine, interesată să vă povestească că ar fi foarte bine să rămâneți optimiști, optimiste, pentru că sunt foarte multe șanse să vi se îndeplinească această dorință. Șansele sunt de partea voastră. Toate circumstanțele sunt favorabile. Asigurați-vă doar să nu scăpați situația de sub control. Pentru că s-ar putea să și răbufniți de nervi, adică să fiți foarte tensionați, că poate când sunteți pe punctul de a reuși ceva, iar mai apare altceva și iar vă dă peste cap planurile și iar s-ar putea să vă răbufniți. Nu răbufniți pentru că se întâmplă, aveți soarele, aveți perspectivă pozitivă și o mare bucurie. Nu mâine. Dacă e mâine, este foarte bine. Poate spre seară. Dar va fi. Aveți soarele. Deci pentru mine soarele este mega fericire. Pentru vărsător, 37 și 19. Cum arată ziua de mâine? 8 noiembrie. După 8 noiembrie urmează niște schimbări. O să vedem și horoscopul de weekend. După 8 încep niște schimbări. Abundență, uniune, mesaje de abundență și de uniune. Gelozie, 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 batovina. De mâine cred că sunteți extrem de geloși sau geloase. Poate spre seară, când, eu știu, s-ar putea să aflați despre cineva că face ochi dulce al cuiva sau să vă dați seama că intrați pe firul unor mesaje îndoielnice, dubioase pentru o anumită categorie de vărsători. Atenție la cheltuieli. Și la voi există cheltuieli, mai ales pe weekend. S-ar putea să, din cauza geloziei sau din cauza unui sentiment negativ pe care vi l-a asumat, s-ar putea să încercați să vă echilibrați prin a cheltui foarte mulți bani undeva, la shopping sau să cheltuiți bani. Ei, lasă că arăt eu lui, ia să cheltuiesc și eu bani, să mă duc nu știu unde, știți, mai ales în cupluri, aici este baiul, mai ales dacă sunteți cupluri. Aceasta ar fi energia la muncă și în cuplu. De asemenea, este posibil ca să primiți o anumită sumă de bani la lucru, dar să o cheltuiți în acest weekend. Încercați pe cât posibil să vă echilibrați din acest punct de vedere, pentru că urmează și pentru voi, și pe weekend, și de săptămâna viitoare, urmează niște responsabilități, ar putea să aveți nevoie să achitați niște lucruri sau, în sfârșit, niște, să achitați ceva, niște rate,
și atunci vă vor trebui banii pe care îi primiți ca recompensă sau ca comision, ca virgulă comision, sau dacă intrați în posesia unor drepturi, s-ar putea să fi, sau să împrumutați ceva, să împrumutați o sumă de bani. Mare atenție și la economii, pentru că va veni săptămâna următoare, cel puțin, o situație în care va fi nevoie să achitați și nu aveți suficienți bani și va fi nevoie să vă împrumutați iară. Deci atenție la această echilibrare financiară. Există și posibilitatea ca pe weekend sau chiar de mâine să vă ceară ajutorul în a avea grijă de, nu știu, copilul lor, să fiți babysitter sau, nu știu, sunteți rugați să ajutați pe cineva în a organiza ceva, în a organiza un eveniment, ar ajuta să facă curat, ar ajuta să mute mobila. A sta cu copilul, a sta cu un părinte, a face un comision, a vă ruga să luați ceva de undeva pentru familia respectivă sau ceva de genul. Vă caută în sensul acesta, vă cere ajutorul cumva. Și ar fi bine să ajutați, pentru că și săptămâna viitoare s-ar putea să vă aflați în aceeași situație. Pentru zodia Pești, 4103, cum arată pentru voi ziua de 8 noiembrie? De mâine încolo s-ar putea să aveți parte de niște schimbări rapide și va fi nevoie să vă adaptați din mers, prioritizându-vă, mai ales din punct de vedere al banilor. Este posibil să primiți o sumă de bani, este posibil să intrați în posesia unor drepturi. Mâine este posibil să împrumutați niște bani sau să scoateți niște bani pe care îi aveți pe card la bancă, în sfârșit, în vederea unei călătorii, posibil o călătorie de weekend. Sau este posibil să cineva să vă ceră ajutorul în acest sens, să îi ajutați cu bani, să scoateți niște bani tocmai pentru a ajuta această persoană. Depinde, există și posibilitatea ca voi să trebuiască să scoateți niște bani pentru că vă doriți să evadați într-o mică escapadă, așa, la final de săptămână. De asemenea, există posibilitatea să faceți foarte multe, să plănuiți multe lucruri mâine, împreună cu partenerii voștri, dacă îi aveți sau dacă nu, voi să plănuiți organizarea unor reuniuni sau să fiți invitați în cadrul unor reuniuni, o plimbare în parc, o plimbare cu o amică de aceeași vârstă în parc sau în oraș, în sfârșit. Ceea ce va aduce așa un soi de energie pozitivă. S-ar putea să intervină mâine o persoană din zodia Taur, Fecioară și Capricorn, posibil o persoană ori cu care v-ați certa, stăți în conflict sau nu mai comunicați de ceva vreme și să vă scoată din ale voastre. Posibil să apară cu o solicitare. Posibil să încerce să vă spună că aveți o responsabilitate față de acea persoană, de acea relație sau de o anumită problemă pe care voi o aveți de împărțit. Și atunci ar putea să încerce să vă spună că e de responsabilitatea voastră să rezolvați, că el nu se mai implică sau că ea nu se mai implică, poate să fie copilul, poate să fie. În sfârșit, și asta s-ar putea să vă scoată tare, tare, tare din pepe. Nu este. Condițiile nu sunt favorabile pentru acest conflict,
Lăsați să treacă ziua de mâine, căutați, eu știu, alte opțiuni și de asta zic, o plimbare în parc cu un amic, cu o amică, cu un coleg sau să socializați mai mult ca să nu vă tragă în jos aceste reproșuri pe care s-ar putea să vi le facă o persoană care nu își asumă nici o vină, mai ales dacă vorbim despre o separare, un divorț sau un conflict, chiar și un conflict de muncă ar putea să existe acolo unde este activitate profesională. Nu uităm, Universul lucrează pentru binele nostru cel mai înalt și orice experiență bună, mai puțin plăcută, vine să ne încerce puțin, să ne testeze puțin pentru a conștientiza noi cam pe unde ne situăm din punct de vedere al dezvoltării noastre emoționale, mentale. O să vedem. Cele bune să se adune, cele rele să se spele, dragii mei, mâine urmează weekendul. Urmează weekendul. O să fie o perioadă așa, cu tot soiul de schimbări care o să ne provoace, însă de marți, cel puțin de marți încolo, sunt destul de multe schimbări. Schimbări rapide se succed așa cu rapiditate și va fi nevoie să luăm cam toată lumea niște decizii, niște schimbări majore în luna noiembrie, așa că să le primim cum se cuvine. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas și la această oră pentru a vedea acest horoscop. Mulțumesc și pentru faptul că ați vizionat și clipul de mai devreme. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Să aveți o noapte binecuvântată și nu uitați că Universul nu rămâne niciodată dator. Vă îmbrățișez cu drag. Vă iubesc. Pa, pa!